să se determine termenul independent de A al dezvoltării. 1 pe radical de ordinul 3 din A pătrat plus radical de ordinul 4 din A la a treia, totul la puterea 17. Știți cum să fac asta? Scriem termenul general. Termenul general pentru un binom de formă A plus B la N este TK plus 1 egal cu combinări de N la T cât de K, A la N minus K, B la K. Da? Prin urmare, în cazul meu, TK plus 1 egal cu combinări de 17 luate câte K, primul de aici, adică 1 pe radical de ordinul 3 din A pătrat la puterea N minus K, adică 17 minus K, ori al doilea, radical de ordinul 4 din A la a treia, la puterea K. Da? Și hai să-l aranjăm acum, da? Cât face? Radicalul ăsta e A la 2 pe 3, 1 pe el este A la minus 2 pe 3, da? A la minus 2 pe 3 la puterea 17 minus K, ori A la, ăsta cât este? A la 3 pe 4, da? A la 3 pe 4, totul la K. Puterea unei puteri îndărcine, combinări de 17 luate câte K, înmulțim, da? A la minus 2 pe lângă 17 minus K pe 3, ori A la 3 ori K pe 4. Adunăm puterile și rămâne combinări de 17 luate câte K, A la minus 2 pe lângă 17 minus K pe 3 plus 3 K pe 4. Ce înseamnă independent de A? Că, vedeți, noi pentru fiecare am avea un alt binom acolo când îl dezvoltăm. Da? Pentru A egal cu 1, A egal cu 7, A egal cu 329,16, da? Dar un anumit termen, când îl dezvolt, o să rămână același. Pe asta ce înseamnă? Ca să nu depindă de A, înseamnă că puterea lui A trebuie să fie 0, nu? Că dacă A e la puterea 0, el este 1 întotdeauna. Și atunci avem 3K pe 4 minus 2 pe lângă 17 minus K pe 3 să fie egal cu 0, da? Atenție însă că acest K apărându-mi aici la combinări de 17 luate câte K, K-ul este un număr între 0 și 17, da? Natural. Da? Deci atenție, dacă vă dau soluții cu virgulă, nu merg, da? Sau negative, sau știu eu ce. Deci, aducem la același tot cu 3 și cu 4, ce-mi dă? 9K minus 8 pe lângă 17 minus K, 17 minus K egal cu 0, 9K minus 8 ori 17, 8 ori 7, 56, 136 plus 8K egal cu 0, adică 17K egal cu 136. K egal cu 136 la 17, ia să vedem cât face. 7 ori 8, 17 ori 8, ia. 56, 5, 136, da. Deci K egal cu 8. K egal cu 8 este între 0 și 17, da. Convine, da? Deci convine. Convine și acum mie ce cere? Termenul. Nu-mi zice K-ul ăsta. Pe care este termenul? Este T9, ia uitați de aici, este combinări de 17 luate câte K, luate câte 8, și atât. Nu mai calculez asta de aici. Păi A-ul nu era la 0. Deci e combinat de 17. Atenție, ar fi putut grila să mai îndea așa. În virtutea faptului că combinărilor complementare, combinări de N luate câte K egal combinări de N luate câte N minus K, putea să îndea combinări de 17 luate câte 17 minus 8 luate câte 9. E același lucru. Da? Deci hai să-l căutăm. Combinări de 17 luate câte 8. Da? De exemplu, la Babeș Băie sunt și răspunsuri multiple, da? Și ar fi putut să-mi dea aici undeva și combinări de 17 luate câte 9. Și pe la lea, da? În virtutea faptului, repet, combinarea complementă. Deci răspuns corect, ce?